Salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. În primul episod am discutat despre trăsătura crapului sălbatic pe râu. În episodul acesta continuăm cu drillul crapului sălbatic pe râu. După părerea mea, lupta cu peștele este cel mai plăcut lucru la pescuit. De ce spun acest lucru? Pentru că se pot întâmpla două lucruri. Pescarul este experimentat, reușește să aducă peștele la micioc, sau peștele este atât de norocos și de deștept să-și găsească o creangă, o agățătură sub apă și să scape. Despre lupta cu peștele în mare, așa, trebuie să cunoașteți foarte bine locul, ce aveți în față, agățăturile, pentru că dacă nu le cunoașteți, cu siguranță peștele va merge în acea direcție și se va agăța, va rămâne acolo. Pe râuri nu este ca pe un lac amenajat, nu ai spațiu, nu ai cum să te duci lângă el pentru a-l scoate din agățătură, trebuie să faci drillul de pe loc. Așa că trebuie să știi cum să lucrezi cu lanseta, cu mulineta. Este foarte important să fii întotdeauna cu un pas în față pentru a evita agățăturile, pentru a îl distanța de maluri, pentru că el va căuta să vină în lungul malului, iar tu trebuie să îl conduci spre larg, unde apa este fără agățături, și să reușești să-l aduci aproape de tine pentru a continua drillul și a-l aduce la mincioc. Rămâne să vă arăt ceea ce fac eu pentru a evita agățăturile, cum folosesc eu lanseta, și vă voi explica practic pe parcursul drillului. Așa că voi monta camera cât mai aproape de mine pentru a vă explica în amănunt ceea ce fac eu. Așteptăm prima trăsătură. Voi pescui din nou cu o singură lansetă pentru a se observa cât mai clar. Așa că îi dăm drumul la pescuit. Prieteni, vom pleca. Unii au rămas la episodul anterior. S-a oprit. Schimb una. Slăbesc cea de luptă. Doar cât să își poate lua puțin fir. În acest moment voi lăsa lanseta cu vârful în jos. De ce fac acest lucru? Pentru că crapul, dacă țin lanseta cu vârful în sus, se va ridica la suprafață. Automat va ridica și plumbul, se va ridica și acesta, și șocurile pe care peștele le va face cu capul în disperarea lui de a scăpa, va balansa plumbul și
cu siguranță îi va sări cârligul peștelui din bot. Câteodată mai ridic înseta în sus pentru a controla unde se află, pentru că sunt foarte multe agățături aici și dacă văd unde se află, îl voi obliga să meargă unde vreau eu, nu unde vrea el. Ce vreau să spun este că, de exemplu, să spunem că va merge în lungul malului, pe râuri, malurile sunt pline de crengi, de la copaci, și cu siguranță el caută acele zone pentru a scăpa. Iar noi, pentru a evita acest lucru, nu trebuie să facem decât să întindem cât mai în larg lanseta, ținută orizontal, pentru a-l face pe el să se distanțeze de mal. După cum vedeți, același lucru fac și eu. Am să cobor aici, mai jos, să vedeți exact cum lucrez eu cu lanseta. Dacă e necesar, mai slăbiți frâna, dar normal, odată ce ați reglat-o, ar trebui să nu mai umblați la ea. Când aveți deja peștele în față, în fața voastră, drill-ul nu s-a terminat. Slăbiți încă puțin frâna, pentru că în cazul că el are o pornire mai nervoasă, va rupe montura. Așa că va fi din scurt și cu siguranță o va rupe. Așa că mai slăbiți puțin și fără să grăbiți drill-ul, ați văzut? Același lucru l-a făcut și acest crab, ceea ce v-am zis eu mai devreme. Eu am slăbit frâna, după cum ați văzut, iar el nu a scăpat. Îl voi scoate, că deja se vede pe filmare, uitați-l, este aici. Din nou o plecare nervoasă, frumos, exact când am vrut să-l bag în mijloc.
și încă o dată. Iată, este al nostru. Trei kilograme, 345. Este un pește cu minte. A obosit. Am să vă arăt că în sistemul ăsta pe care vi l-am arătat eu, ce vreau să spun, are și el șansa lui. Dacă va scăpa, va scăpa. Nu-l forțați. Îl veți răni. În sistemul ăsta o să vedeți că nu are nicio rană. Peștele este intact. Deci, am să vi-l arăt acum. Iată-l. Un veritabil crab de râu. Vreau să-i vedeți gura. După cum se vede, peștele nu are nici o rană. Nu este rupt în gură, nu nimic. Uitați-l ce frumos arată. Umblați finuți cu ei, pentru că pentru ei venim la baltă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Va urma următorul videoclip cu scoaterea peștelui în mincioc. Vă salut! Eliberăm acest exemplar și ne revedem în următorul videoclip.